Sute de cadre medicale au protestat ieri la Constanța pentru modificarea Ordonanței 20. În total au semnat pentru protest aproape 3.000 de constanțeni, membrii Sanitas. De-abia au trecut de cele două comisii modificările, cea mai mare parte din modificările propuse de către noi, și nu a existat quorum în Camera Deputaților, ceea ce presupune că se va supune la vot săptămâna viitoare. Ori din respect pentru pacienți și din celelalte considerente care au fost luate în calcul de către Federația Sanitas, la nivel de conducere s-a hotărât suspendarea temporară a grevei. Era inuman atât pentru pacienți, ca să mai stăm încă 7-8 zile în grevă, cât și pentru colegii care trebuiau să muncească și în locul celor care erau în grevă. Dacă legea nu va trece luni de Parlament, cadrele medicale vor intra din nou în grevă generală.